Influența mijloacelor media asupra creierului, struniți de o altă forță. Este industria muzicală un teren sigur pentru un creștin? Se potrivește muzica seculară ca mijloc de distracție pentru oamenii care vor să-i placă lui Dumnezeu? O istorie scurtă a unui tip de muzică foarte populară ne va ajuta să răspundem la această întrebare esențială. Originea industriei muzicale a început la intersecția autostrăzilor 61 și 49, unde până astăzi vizitatorii omagează faimoasa vânzare a sufletului lui Robert Johnson către diavol. Johnson, inventatorul ritmului blues la chitară, ritm care s-a transformat apoi în rock and roll, a dat mai departe ștafeta muzicală unor muzicieni precum Little Richard, cel care a recunoscut: "Eram condus și comandat de o putere." Puterea întunericului, despre care multă lume crede că nu există. Puterea diavolului, Satana. Industria aceasta nu a devenit mai puțin demonică în deceniile următoare. Citatele care le veți asculta în continuare oferă doar câteva exemple de muzicieni care au recunoscut posedarea demonică în timpul compoziției sau interpretării. John Lennon, de la Beatles, spune: "M-am simțit ca un templu golit și umplut de multe spirite, fiecare trecând prin mine, fiecare locuind în mine, pentru puțin timp și apoi lăsându-i locul altuia." Keith Richards, de la The Rolling Stones, "Ei cred că tu ai scris muzica, dar de fapt tu ești doar un medium, ca și cum ai fi prezent la o incantație. Melodiile vin la mine în masă. Eu nu fac nimic, cu excepția faptului că mă găsesc treaz când vine." Ginger Baker, de la Cream, spune: "Ni se întâmplă destul de des. Mă simt ca și cum nu eu cânt la instrument, altcineva cântă și lucrul acesta se întâmplă la toate cele trei instrumente ale formației. Mă înspăimântă uneori. Cântăm toți deodată aceeași bucată muzicală fără să o fi știut dinainte. Ni se întâmplă foarte des." Angus Young, de la AC/DC, spune: "E ca și cum aș fi pe pilot automat. Când ajung pe la jumătatea reprezentanței, primul număr, cineva preia conducerea mea. Eu particip doar cu prezența. Devin posedat când urc pe scenă." Michael Jackson spune: "Am camera mea secretă, cu un zid mobil și o oglindă. Acolo vorbesc cu Lee. Îi aud vocea acolo, simt prezența aceasta foarte aproape." Beyoncé: "Când văd un video cu mine pe scenă sau la TV, mă întreb, dar cine este fata asta? Nu sunt eu, n-aș îndrăzni să mă comport așa. E cineva care preia controlul asupra mea când sunt pe scenă. Când sunt pe scenă, nu mi-e rușine de sexualitatea mea. Tonul vocii mele devine altul și mă simt neînfricată. Devin o altă persoană. Lucrurile pe care le fac pe scenă nu le-aș face în mod normal. Am experiențe în afara corpului. Dacă mă tai la picior sau cad, nu simt nimic. Nu sunt conștientă de fața mea sau de trupul meu." Te-ai întrebat vreodată de ce atât de mulți muzicieni populari ai secolului 21 se folosesc de simbolul ochiului în dansurile lor, în grafica lor și pentru albumele fotografice? Ascultați ce spune chitaristul Carlos Santana. "În meditațiile mele, entitatea numită Metatron a spus: vrem să te aducem din nou pe frecvența radio ca să ajungi la copiii de gimnaziu, la tineri de liceu și la universități. Odată ce ai ajuns la ei, vrem să li te prezinți cu o nouă formă de existență." Ce formă de existență încearcă demonii să le prezinte tinerilor? În cuvintele lui Santana: "Amintește-ți de divinitatea ta. Cu alte cuvinte, poți fi ca Dumnezeu." Am mai auzit lucrul acesta undeva. Iar Metatron este reprezentat de, ați ghicit, ochiul în mijlocul triunghiului. În încheierea, puteți intui cine a spus cuvintele care urmează. "Noi ne ocupăm cu vrăjitoria. Încercăm să facem muzică vrăjită. Nu îl consider pe Lucifer o forță a răului. Îi simt prezența prin muzică. Simt că vine și se așează la pianul meu." Sataniști pe față ca Ozzy Osbourne și Marilyn Manson, ei au spus, nu? Cuvintele acestea le aparțin lui Brian Wilson și Tori Amos, muzicieni despre care mulți cred că, din punct de vedere spiritual, sunt acceptabili. Industria muzicii seculare moderne este teritoriul diavolului și așa a fost încă de la început.
vă implor, stați departe de groaznicul mediu satanic. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Iacov 4:8. Fiți binecuvântați să înțelegeți cât de puternic este influența muzicii în viața voastră. Dar Dumnezeu vă poate ajuta să scăpați de ceea ce este rău. Domnul cu voi!